Pompierii zeloane au fost solicitați să intervină sâmbătă dimineața în jurul orei 1 la un incendiu izbucnit la un foișor de la grădinița cu program prelungit numărul 5 din Brătet. Din nefericire, acesta ars în totalitate. A venit pe aici, pe drumul ăsta care e închis aici și am știut că e grădiniță și n-am trebuit să arde nimic aici. Dar paznic, oare există paznic aici? Ar trebui să fie. Să fie ceva paznic, nu? Da. Asta era un ceva foișor, nu? Da. Cauza incendiului nu a fost deocamdată stabilită, însă se presupune că este vorba despre o țigară aruncată la întâmplare. Apelul pe 112 a fost efectuat de către un trecător care a văzut flăcările.